Cu toții avem nevoie de puțină intimitate din când în când. La urma urmei este unul dintre drepturile noastre să ne putem vedea de treabă fără a fi urmăriți de aparate de supraveghere de genul Big Brother. Totuși, pe măsură ce tehnologia evoluează, iar tu îți oferi în mod voluntar informațiile personale unor dispozitive conectate, acest Big Brother află tot mai multe despre tine. Dar acum imaginează-ți un dispozitiv care ne urmărește pe toți, care supraveghează toată rasa umană, dar care nu face parte din lumea noastră. Închipuieți că Pământul este un fel de grădină zoologică, iar noi suntem specimenele studiate acolo. Poate că pare puțin exagerat, dar există mulți oameni serioși care cred că acest lucru este adevărat. Hai să vedem de ce. Există o teorie numită teoria Zoo sau uneori ipoteza Zoo, care sugerează că s-ar putea să fim supravegheați de o formă de viață extraterestră, atât doar că noi nu știm asta. Suntem niște animale în grădina lor zoologică. Conform acestei teorii, unul dintre motivele pentru care ei nu vin aici pe Pământ este faptul că vor să ne lase să evoluăm în mod natural. Inteligența lor superioară ne-ar uimi de-a dreptul. Poate se uită chiar acum gândindu-se. Ar fi cazul să lase războaiele deoparte și să înceapă să se ajute unii pe alții, atât doar că vor să evoluăm singuri. Apoi mai există paradoxul Fermi, care ne spune că din moment ce există miliarde de stele în Calea Lactee, șansele ca noi să fim singuri sunt practic zero. Cu siguranță există și o altă formă de viață inteligentă care are tehnologia necesară transportului interstelar. Dacă iei în considerare numărul de stele din univers din afara Căii Lactee, rezultatul e și mai uluitor. Este puțin cam arogant să credem că suntem singuri, de parcă noi oamenii conducem universul. Există o organizație numită METI, Mesagerie către Inteligența Extraterestră. Acest grup este format din mulți oameni de știință care se întâlnesc să discute posibilitatea de a contacta extratereștrii sau dacă noi suntem supravegheați de aceștia. Pe site-ul lor web, prima afirmație pe care o vezi este că METI nu exclude posibilitatea ca viața să existe în afara Pământului. Dacă navighezi mai jos pe pagină, vei vedea lista lor de obiective, iar primul stipulează așa: să desfășurăm cercetări științifice și programe educaționale în ceea ce privește mesageria către inteligență extraterestră și să căutăm urme de inteligență extraterestră. Oamenii de știință din toate domeniile care fac parte din METI lucrează la tehnologii de transmisie interstelară. Dacă AT a putut suna acasă, atunci poate că și noi am putea dezvolta o astfel de tehnologie de comunicare la distanță. Aceștia discută despre paradoxul Fermi și ceva similar numit ecuația Drake, care are legătură cu vârsta și mărimea universului și ce s-ar putea afla în el. Să nu uităm că aceștia nu creează teorii ale conspirației drogându-se în subsolurile părinților, ci sunt oameni de știință. Președintele METI, Douglas Vakoch, este un astrobiolog renumit. Știința se preocupă cu evoluția universului. Pentru o perioadă lungă de timp, acesta a lucrat la dezvoltarea unei mesagerii interstelare, fiind însă conștient de faptul că simțurile umane ar putea funcționa diferit de cele extraterestre. Chiar dacă am putea trimite mesaje în alte galaxii spunând "Salut, ce faceți?", s-ar putea să nu funcționeze. De fapt, unul dintre ultimele bloguri de pe site-ul METI se întreabă dacă limba umană reprezintă o modalitate bună de a contacta extratereștrii. Scriitoarea pune următoarea întrebare: oare este aceasta o metodă bună de a trimite informații unor ființe care cel mai probabil sunt foarte diferite de noi, ale căror corpuri, capacități senzoriale, cogniții, medii și experiențe sunt atât de diferite de ale noastre? În plus, dacă trimitem un mesaj sub formă de limbaj uman, ce limbă vom alege? Aceasta afirmă: chiar dacă discul Voyager de la bordul faimoaselor navete spațiale ale NASA Voyager 1 și Voyager 2 conține informații în 55 de limbi, poate ar fi mai bine să încercăm să comunicăm folosind semne, forme, simboluri sau numere. Te întreb ce se află pe acest disc? Ei bine, dacă extratereștrii pun mâna pe el, o să găsească imagini cu natura de pe Pământ, precum și alte sunete din natură. Apoi vor auzi un mesaj de la fostul președinte american Jimmy Carter și câteva mesaje în codul Morse. Vor vedea imagini cu oameni făcând diferite activități și vor asculta melodii de la Mozart și Beethoven. Chuck Berry este și el pe disc. Au vrut chiar să pună trupa The Beatles acolo, dar compania de înregistrări EMI nu a fost de acord. Da, ai auzit corect.
Beatles ar fi putut cânta chiar și în spațiu. Bun, haideți să ne întoarcem la Zoo. Tipii de la Meti vorbesc despre ceva numit Marea Tăcere, care se referă la faptul că acești îngrijitori de Zoo nu se bagă în treburile noastre. Ei bine, după cum am spus, dacă extratereștrii ar fi atât de superiori ca inteligență și ne-ar contacta, ne-ar zăpăci complet. Ar trebui să reevaluăm viața propriu-zisă, iar acest lucru ar cauza haos. Imaginează-ți că într-o zi câinele tău s-ar ridica în picioare și ar vorbi în limba română. Hai prietene, am putea să mergem la o plimbare astăzi? Dacă s-ar întâmpla ceva de genul, probabil ar trebui să rescriem câteva cărți. În 2018, la o conferință Meti, s-a vorbit despre ideea conform căreia noi suntem ținuți în carantină de către extratereștri. Iată ce a spus un cercetător de la Meti. Posibilitatea ca extratereștrii să impună o carantină globală pare probabilă, deoarece realizează că dacă am aflat de existența lor, acest lucru ar produce o întrerupere culturală, exact ca în cazul câinelui. Dacă aceștia ne-ar contacta, cultura și societatea noastră ar fi atât de perturbate încât s-ar prăbuși pentru o vreme. Imaginează-ți cum ar fi să te uiți la acest videoclip și să vezi pe geam o navă extraterestră. Apoi ești informat că lumea este doar o iluzie, iar conștiința ta este eternă și infinită. Cel mai probabil nu ai mai merge la lucru sau la școală în următoarea zi. Unii oameni de la Meti spun că încă nu ne-am dezvoltat complet abilitățile cognitive și că ar putea exista un alt nivel de conștiință în evoluția noastră. Faimosul Terence McKenna credea că anumite psihedelice ne pot oferi o licărire din totalitatea lucrurilor posibile când vine vorba de dezvoltarea unei conștiințe superioare. Acesta a spus că ideea conform căreia extratereștrii ar veni aici cu o navă de metal e absurdă. El credea că viața extraterestră ar putea fi deja aici în ciupercile psihedelice ascunzându-se în atomii acestora. Extratereștrii sunt aici, atât doar că noi nu putem înțelege acest lucru încă. Poate ți se pare nebunesc, dar cercetătorii vorbesc despre cum substanța DMT, adică dimetiltriptamina, îi duce pe oameni în locuri din altă lume. Da, mulți vizitează extratereștrii în călătoriile lor colorate. Cercetările au arătat că unii oameni sunt convinși de faptul că au văzut extratereștri. Din acest motiv, oamenii de știință de la Johns Hopkins au studiat aceste descoperiri interesante. Am găsit și alte cercetări făcute în Statele Unite care iau în serios posibilitatea ca DMT să transporte oameni într-un alt univers, cel puțin la nivelul minții. Nu spunem că este o dovadă a faptului că extratereștrii sunt în mijlocul nostru sau că noi am fi supravegheați de ei, dar este interesant să vezi că știința ia DMT atât de în serios. Joe Rogan trebuie să fie foarte mândru, deoarece la fiecare ocazie menționează experiențele DMT. Cu siguranță nu ar respinge aceste cercetări. Mai există o teorie. Poate acum milioane de ani, extratereștrii au detectat viața pe o planetă albastră, cea pe care o numim casă. S-au gândit, hai să trimitem câteva semnale să vedem ce se întâmplă. Atât doar că probabil sepiile și dinozaurii nu aveau chef de taclale, nu evoluasem încă. Probabil ne petreceam cea mai mare parte a timpului mâncând, luptându-ne, procreând și făcându-ne treburile. Extratereștrii mai aveau de așteptat. Deci ce au făcut în continuare odată ce au fost ignorați de viața simplă de pe pământ? Probabil au trimis o sondă și au pus echipamente de supraveghere pe o rocă. De ce? Pentru că voiau să ne urmărească. Hai să revenim la teoria Zoo. Roca pe care au pus echipamente de supraveghere este ceea ce noi numim o rocă coorbitală, adică zboară în jurul Pământului. Dacă vrei să ai o privire de ansamblu a Pământului, nu are sens să alegi o piatră de pe planetă. Un cercetător numit James Benford, care face parte din grupul Căutarea Inteligenței Extraterestre, a propus această idee. De ce crede el acest lucru? Pare că e o idee cam exagerată. Nu e vorba că e sigur că acest lucru ar fi adevărat, ci de faptul că are sens. El sugerează că ar trebui să verificăm aceste coorbitale pentru a vedea dacă nu există echipamente de supraveghere pe ele. Un alt cercetător a spus, dacă nu ne costă prea mult, de ce să nu facem asta? Chiar dacă nu îl găsim pe AT, poate găsim alte lucruri interesante. Cel mai apropiat coorbital de noi se află la o distanță de 38 mai mare de Pământ decât Luna. Noi îl numim cel mai apropiat companion al Pământului, iar NASA a spus că acesta nu va pleca nicăieri, adică va sta pe lângă Pământ pentru următoarele secole. Tocmai din acest motiv, unii spun că ar trebui să facem puțin arheologie extraterestră. NASA, apucă-te de săpat pentru că există șanse ca noi să facem parte dintr-un stat condus și supravegheat de extraterestri.
Poate crezi că e destul de greu să trimiți o navă spațială atât de departe, însă acest lucru nu este adevărat. De fapt, China spune că va trimite o navă spațială înspre cel mai apropiat companion al Pământului în 2024. Nava Zhenghe va fi echipată cu roboți care vor săpa puțin pe acolo. Cine știe, poate vor găsi dovezi ale faptului că suntem supravegheați. Totuși, nu te aștepta să auzi asta prea curând din partea Chinei. Dar dacă în 2025 China începe să vorbească o limbă extraterestră, măcar acum știm de ce. Unii cercetători chiar cred că aceste roți spațiale sunt cea mai bună șansă de a afla dacă într-adevăr ne aflăm într-o grădină zoologică spațială. Unul dintre cercetători a spus, dacă nu găsim nimic, înseamnă că nimeni nu a venit să arunce o privire la viața de pe Pământ de mai bine de miliarde de ani, ceea ce ar fi impresionant, o surpriză uluitoare. Având în vedere ce am realizat în ultimii 10.000 de ani în care am fost cât de cât civilizați, imaginează-ți ce ar putea face o specie pe parcursul a milioane de ani. De fapt, imaginează-ți de ce vom fi noi capabili într-un milion de ani de acum. Da, vom fi peste tot prin univers. Vom realiza lucruri pe care nici măcar nu ni le putem imagina. Te gândești cum ar fi să-i spui unui om din evul mediu că te uiți la videoclipuri pe internet? Acesta nu ar putea să vizualizeze viitorul și nici tu nu poți face acest lucru. Poate că o supercivilizație ne-a vizitat acum foarte mult timp, poate că ne ia nouă prea mult să ne punem pe picioare. Ideea conform căreia există astfel de oameni spațiali supercivilizați a fost acceptată de mulți oameni de știință. Carl Sagan a fost unul dintre acești cercetători. Uite ce a spus el. Universul este un loc destul de mare. Dacă noi suntem singuri, atunci este o risipă groaznică de spațiu. Deci, cam atât. Când te uiți la cer, imaginează-ți că există cineva care ne privește evoluând. Big Brother-ul care a existat de milioane de ani, care ne-a urmărit târându-ne afară din mlaștină, ridicându-ne în două picioare, construind sulițe și pictând bivol pe pereții peșterilor. Am vânat și am cules și peste câteva mii de ani am început să vorbim despre zei care trăiesc în ceruri. Probabil că li s-a părut amuzant. Apoi au fost martori la războaie nesfârșite în timp ce noi ne luptam pentru teritorii sau religie. Au fost uimiți când ne-au văzut construind bombe care puteau distruge întreaga planetă. Ei știu cine l-a ucis pe John F. Kennedy și de ce dormeau gărzile când domnul Epstein a rămas fără aer. Probabil sunt derutați de postările de pe Twitter ale lui Donald Trump și te urmăresc și pe tine în timp ce vizionezi acest videoclip. Este plauzibil ca aceștia să ne supravegheze. Totuși menționăm că dovezile încă nu au fost găsite. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!